Cartea Texas Chase de Sandra Brown, capitolul 1. Avem un grup de taurăi în seara asta, doamnelor și domnilor, dar avem și câțiva covoituri și gata să-i călărească. Vocea nazală a prezentatorului reverbera în cavernoasa arenă a Coloseului Will Rod din Fort Worth, Texas. 8 secunde, atâta trebuie să rămână un covoi pe spatele taurului. Nu pare prea mult, dar sunt cele mai lungi secunde din câte vă puteți închipui. Nu există niciun covoi aici care să nu fie de acord cu asta. Da, domnilor, în lumea întrecerilor de rodeo, acesta este momentul cel mai dificil, cel mai periculos, cel mai emoționant. De aceea, îi lăsăm tocmai la urmă. Marcy se uită la cei doi oaspeți ai ei, bucuroasă că ei se distrau. Faptul că i-a dusese la rodeo fusese o idee bună. Ce mijloc mai bun era de a introduce în Texasul pur și deliu nediluat? Era un fel de botez al focului. Prezentatorul spuse: primul nostru călăresc pe taur provine din Park City, Utah, iar când nu călărește pe taurul lui Lauri State, îi place să schieze pe zăpadă. Doamnelor și domnilor, el e un tânăr care caută cu adevărat emoțiile tari. Va ieși din boxa a treia, pe ciclonul Charlie, călărește Larry. Perechea din Massachusetts urmărea cu respirația tăiată taurul care ieșea în goană din boxe cu acel coboi cocoțat precar pe spatele lui cocoșat. După câteva secunde, coboiul Schior din Utah se târa în țărână ca să evite copitele taurului. De îndată ce reuși să se ridice în picioare, alergă spre gard. Îl sări și lăsă pe seama celor doi clovi de rodeo să-l distragă pe taur, până alergă prin poarta deschisă afară din arenă. N-am mai văzut așa ceva, spuse uluită femeia. Tinerii aceștia se antrenează ca să facă așa ceva, voie să știe soțul ei. Marcy devenise abia de curând interesată de călăritul taurilor și cunoștințele ei erau încă sumare. Da, așa e, e nevoie de multă îndemânare, dar și de multă șansă. Ca de pildă, ce taur trage la sorți un coboi într-o anumită seară? Unii sunt mai nădăbăioși decât alții, Marcy zâmbi. Toți sunt crescuți ca animale pentru rodeo, dar fiecare suferă schimbări în starea de spirit și are anumite trăsături ale personalității. Atenția le fusese atrasă spre altă boxe, unde taurul își pierduse deja răbdarea și lovea atât de tare cu copitele, încât coboiul avea dificultăți să-l încalece. Femeia din Massachusetts își făcea vânt cu evantaiul, nervoasă. Soțul ei ședea ca vrăjit. Doamnelor și domnilor, se pare că următorul nostru covoi o să aibă o treabă grea în seara asta, spuse prezentatorul. Vrea cineva să ia locul? După o pauză, chicoti. Ei, nu vă înghesuiți să vă oferiți toți deodată, dar acest covoi nu se teme de un taur dur. De fapt, cu cât e mai greu călăritul, cu atât se pare că îi place mai mult. A participat la rodeo ani de zile, până s-a retras. A reluat treaba acum 1 an și jumătate, fără să fie cât și de puțin intimidat de faptul că e cu 10 ani mai în vârstă decât majoritatea covoilor care călăresc pe tauri. Vine din estul Texasului. E cineva aici de prin Milton Point? Dacă da, atunci țineți-i pumnii tânărului din orașul vostru, Chase Tyler. Când iese din boxa numărul 7, Pel Dorado. O, Doamne, fără să-și dea seama ce face, Marcy se ridică în picioare. Prezentatorul își ridicase vocea la un volum care îți spărgea timpanele când poarta se deschise și taurul gribălțat ieși scuturându-și spatele dintr-o parte în alta și totodată aruncându-și capul în stânga și în dreapta. Marcy văzu pălăria de coboi zburând de pe capul lui Cis și aterizând pe pământ sub copitele pulverizatoare ale taurului. El își ținea brațul stâng liber în sus, așa cum era regulamentul sportului. Aceasta flutură incontrolabil în timp ce taurul țopăia. Tot trupul lui înalt îl săltă în sus, apoi căzu dur, înapoi pe spinarea taurului. Își ținea ambii genunchi ridicați și spatele în unghi drept față de ambele părți ale taurului, clătinându-se înapoi și înainte, în sus și în jos, pe osul spinării. Mulțimea urla sălbatic, încurajându-l pe Chase să reziste. El a reușit să-și mențină poziția circa 5 secunde, deși lui Marcy se păruse 5 ani. Înainte de a suna cornul, animalul lăsă capul atât de tare în jos încât aproape atinsese pământul. Apoi ridică brusc în sus.
Mișcarea fusese atât de puternică încât Chase fu aruncat jos. El evită copitele, rostogolindu-se într-o parte. Un clov cu pantalon foarte larg, ținut cu bretele, interveni și atinse pe Taur pe bot, cu o crosă de baseball. Taurul fornăi bătut din picior, iar clovnul se retrase, întorcându-se se strâme la animal, dându-i cu tifla. Părea că totul e o glumă și mulțimea râdea. Seriozitatea funcției clovnului deveni totuși vizibilă în momentul când tactica a eșuat. Taurul se răsuci, lăsând să-i curgă picături uriașe de bale înspumate în ambele părți ale gurii. Nările îi fremătau. Ces, cu spatele la taur, își ridică pălăria din țărână și o scutură. Cineva strigă să-i atragă atenția, dar nu la timp. Taurul se repezi la el, cu capul lăsat în jos, cu o greutate de peste o tonă. Ces se dădu într-o parte destul de repede pentru a evita să fie străpuns de o pereche de coarne care arăta un spăimântător, dar o parte a capului taurului îl lovi în umăr și fu trântit jos. Toată lumea din public rămase cu respirația tăiată, când perechea de copite din fața ale taurului se lăsară direct pe pieptul lui Chase. Marcy țipă, apoi își acoperi gura cu mâinile. Se uită îngrozită la Chase întins pe jos în țărâna maronii roșcată, fiind în mod clar fără cunoștință. Din nou apărură clovnii, precum și doi călăreți. Ei galopară spre taur. Fiecare dintre ei stătea ridicat în scări. A plecat mult peste șa, învârtind un laso. Undu, reușind să prindă nodul de coarnele taurului și să strânge bine funia. Calul, bine antrenat, galopă, intrând pe poartă și trăgând în urma lui taurul încăpățânat. În timp ce un clov curajos îl lovea în spate cu o mătură. Al doilea clov îngenunchease în țărână, lângă covoiul rănit. Marcy se strecură peste mai multe perechi de gambe și picioare în graba de a ajunge la cel mai apropiat culoar de trecere. Brutal, ea împingea pe toți cei care stăteau în cale, în timp ce alerga în jos. Când ajunsese la nivelul inferior, îl apucă de braț pe primul bărbat pe care îl văzu. Hei, ce vrei? Pe unde se ajunge la locul pe unde ies ăștia? Ei, cucoană, ești beată? Lasă-mi brațul. Grajdurile, locul de unde ești cei care dau spectacolul, unde se duc taurii când au terminat. Pe acolo arătă cu mâna, apoi mărmăi, muiere nebună. Își croi drum prin mulțimea mișcătoare care cumpăra suveniruri. Prin sistemul de anunțuri, pentru public, a auzi prezentatorul spunând: o să vă comunicăm starea lui Chase Tyler. De îndată ce vom afla ceva, oameni buni. Fără să țină seama de cuvintele, numai pentru persoanele autorizate, de pe ușa mare metalică de dimensiuni industriale, ea intră brusc prin ea. Mirosul de paie și gunoi de graști era puternic și trecu pe lângă un șir de țarcuri de vite. Respirând din greu pe gură, aproape se năbuși din cauza prafului, dar, văzând lumina rotitoare a unei ambulanțe în partea opusă a grajdului, alergă și mai repede pe lângă țarcuri. Ajungând în culoarul central, își făcu drum cu coatele printre privitorii curioși, până ajunsese spațiul liber și îl văzu pe cei zăcând inconștient pe o targă. Doi infirmieri se ocupau de el. Unul îi introducea un ac în vena din încheietura cotului. Fața lui Chase era nemișcată și albă. Nu, ea se lăsă în genunchi lângă targă și întinse mâna spre mâna lui inertă. Chase, Chase! Înapoi, doamnă, comandă unul dintre infirmieri, dar o să fie bine dacă o să vă dați deoparte din calea noastră. Fu apucată de brațe pe la spate și ridicată în picioare. Întorcându-se, văzu fața grotească a unuia dintre clovi, cel pe care îl văzu s-a plecându-se deasupra lui Chase. Cine ești? Întrebă el. O prietenă. Ce-i cu el? Au spus ce are? El o privi cu suspiciune, era vizibil că nu se simțea în elementul ei. Are, probabil, câteva coaste rupte, asta e tot. I-a ieșit aerul din plămâni. O să se facă bine. El scuipă tutun mestecat pe podeaua de ciment presărată cu paie. Probabil, dar cred că nu o să se simtă prea bine o zi, două. Marcy era doar parțial ușurată, auzind diagnosticul clovnului. Nu era o părere profesională. De unde știa el că Chase nu suferise leziuni interne? N-ar fi trebuit să călărească în seara asta, spunea clovnul, în timp ce targa era ridicată în spatele ambulanței. I-am zis că nu trebuie să se urce pe taur în situația lui. Bănuiesc, oricum n-avea importanță taurul ăsta. Eldorado e un fiu de cățea afurisit. Săptămâna trecută la...
Ce situație?" întrebă ea, când el se uită la ea, uimit cu ochii aceia fardați cu alb. "Ai spus în situația lui. În ce situație era Chase?" "Era matol. Vrei să spui că era beat?" "Da, doamnă. A avut o petrecere cam sălbatică aseară. Chase nu își revenise de tot." Marcy nu așteptă să audă mai mult. Se urcă în spatele ambulanței exact când infirmierul era gata să închidă ușile. El reacționă surprins și cu un aer de autoritate. "Îmi pare rău, doamnă. Nu puteți." "Ba pot. Acum trebuie să discutăm în timp ce îl duceți pe omul ăsta la spital." "Hei, ce se întâmplă?" strigă spre spate cel de-al doilea infirmier. El era deja în scaunul șoferului, cu motorul pornit. Ajutorul lui văzu hotărârea lui Marcy și se gândi că o controversă nu va face decât să se piardă un timp valoros. "Nimic," strigă el către coechipierul său. "Pornim." Trânti ușile și ambulanța ieși din grajdul Coloseului. "Îmi pare bine că ați ajuns în siguranță din nou, la hotel." Marcy, ținând la ureche cu umărul receptorul telefonului public, își masa tâmplele în timp ce își cerea scuze domnului din masa Cat. Pierduse probabil o vânzare, dar când îl văzu pe Chase când, fără cunoștință în țărână, oaspeții ei îi pieriseră din minte. Într-adevăr, nici măcar nu-și amintise de ei. Până în urmă cu câteva minute, în timp ce măsura cu pasul coridorul spitalului. "Domnul Tyler e un prieten vechi de-al meu," explică ea. "N-am știut că apare în acest rodeo, până nu-i s-a anunțat numele. Întrucât familia lui nu e aici, am avut sentimentul că trebuie să-l însoțesc la spital. Sper că înțelegeți." Nici nu-i păsa dacă înțelegeau sau nu. Dacă i-ar fi avut ca oaspeți în seara asta, pe președintele și pe prima doamna țării, ar fi făcut exact același lucru. După ce închise telefonul, se întoarse la camera surorilor și întrebă pentru a nu ști câta oară dacă mai era vreo veste despre starea lui Chase. Sora se încruntă iritată. De îndată ce doctorul... Iată-l, e aici acum. Uitându-se dincolo de umărul lui Marcy, i-a zise: "Doamna aceasta așteaptă informații despre domnul Tyler." "Tyler," corectă Marcy, întorcându-se să-l cunoască pe tânărul intern. "Sunt Marcy Jones." "Phil Montoya," își tătură mâna. "Sunteți o rudă?" "Doar o prietenă bună. Domnul Tyler n-are familie în Fort Worth. Toți locuiesc în Milton Point." Bine, în cele din urmă și-a revenit. A fost pocnit în cap destul de bine, dar, din fericire, nu a suferit nimic grav. "Am văzut taurul aterizind pe pieptul lui." "Da, are câteva coaste rupte." "Asta poate fi periculos, nu-i așa?" "Doar dacă o coastă ruptă lezează un organ intern." Fața lui Marcy deveni atât de palidă încât chiar și pistruii pe care camufla atentă cu cosmetice apărură contrastând puternic. Doctorul liniști în grabă. "Din fericire, nici asta nu s-a întâmplat. Nu e nicio hemoragie internă. L-am legat strâns cu leucoplast. Se va simți bine peste câteva zile, dar nu va fi prea vioi. Îi recomand desigur ca un timp să nu mai călărească pe tauri." "I-ați spus asta?" "Sigur că da. M-a jurat." "Îmi pare rău." El ridică din nume și spuse afabil: "Sunt obișnuit cu așa ceva. Aici e un spital local. Aici vin bolnav psihic, dezaxtasii victime ale vânzătorilor de droguri. Suntem obișnuiți cu violența verbală." "Pot să-l văd?" "Doar câteva minute. N-are voie să vorbească." "N-am să vorbesc mult." "Tocmai i s-a administrat un calmant puternic, așa că probabil va adormi curând, oricum." "Atunci, dacă nu vă deranjează," spuse Marcy cu blândețe, "aș vrea să stau peste noapte în camera lui." "O să fie bine îngrijit," spuse sora, înțepată din spatele ei. Marcy rămase fermă pe poziție. "Am permisiunea dumitale, doctore Montoya?" El se retrase de lobul urechii. Marcy îi aruncă o privire directă, care spunea clar că nu se va clinti de pe poziție. Cumpărătorii, vânzătorii și agenții de închiriere trebuiseră să se confrunte cu această privire fixă albastră. De 9 ori din 10, ei cedau în fața ei. Mai devreme, în seara aceea, și infirmierul găsise că e greu să se certe cu ea. "Cred că nu o să-i facă niciun rău," spuse în cele din urmă internul. "Mulțumesc." "Mențineți conversația la minimum." "Vă promit." "În ce cameră e?" Chase fusese plasat într-un salon cu două paturi, dar al doilea era gol. Marcy intră în cameră în vârful picioarelor, până ajunse lângă patul lui. Pentru prima oară după 2 ani, Marcy îl privea pe Chase în față.
Ultima oară când se uitase la el, poziția lor fusese inversă. Ea zăcea în semiconștiență pe un pat de spital, iar el stătea alături, plângând din cauza morții accidentale a soției sale. În timp ce rănile lui Marcy se vindecaseră și era destul de bine ca să părăsească spitalul, Tanya Tyler fusese mormântată. La câteva luni după aceea, Chase plecase din Minton Point într-o direcție necunoscută. În oraș se zvonea că însoțea circuitul de rodeo, spre marea nemulțumirea familiei sale. Nu de mult, Marcy se întâlnise întâmplător la magazin cu Devon, logonica lui Lucky. După ce Marcy s-a prezentat, Devon îi confirmase zvonurile care circulau în legătură cu Chase. Loialitatea față de familie o împiedicase să discute cu cineva din afară problemele lui personale, dar Marcy citise printre rânduri în cele spuse. Erau aluzii cu privire la starea lui emoțională delicată și la o problemă curentă cu băutura. Laurie e nebunită de îngrijorarea pentru el, spuse Devon, referindu-se la mama lui Chis. Sage, sora lui Chis. Da, o știu. E plecată la universitate, așa încât acasă cu Laurie am rămas doar eu și cu Lucky. Ea are sentimentul că Chis fuge de durerea sa în legătură cu Tanya, în loc să-și facă față și să încerce să se lupte cu ea. Chase lăsase și afacerea de familie în mâinile fratelui mai tânăr, care, dacă zvonurile erau credibile, avea dificultăți ca să o mențină solvabilă. Afacerile cu petrolul nu mergeau prea bine în continuare, întrucât compania de foraștilor depindea de o economie sănătoasă a petrolului. Compania bătuse pasul pe loc, fiind aproape de faliment de câțiva ani deja. Marcy îi pusese lui Devon întrebarea care nu ieșea niciodată din minte. Mă învinovățește pe mine pentru accident? Devon îi apăsase brațul, încurajator. Niciodată. Nu-ți lua asupra ta o asemenea vinovăție. Chase se ceartă cu soarta, nu cu tine. Dar acum când Marcy se uita la fața lui, care arăta frământată chiar și în repaus, se întreba totuși dacă nu cumva el o consideră responsabilă de moartea iubitei lui, Tanya. Chase, șoptia îndurerată. El nu se mișcă, iar respirația lui era adâncă și egală, arătând că medicamentul ce se administrase intravenos acționa. Satisfăcându-și dorința pe care o simțise când zăcuse în durere pe propriul ei pat de spital, Marcy își trecu bucuroasă degetele prin părul lui negru, îndepărtând șuvițele rebele care căzuseră peste fruntea umedă. Deși arăta îmbătrânit, el tot era bărbatul cel mai frumos pe care îl văzuse vreodată. La fel gândise din prima zi de grădiniță. Își amintea clar când domnișoara Kincancon îl chemase să se prezinte restului clasei și cât de mândru se ridicase și spusese numele. Marcy fusese uluită. În toți anii de atunci încolo nu se schimbase nimic. Băiețelul ne-a stâmpărat cu părul negru, cu ochii gri deschis, care avusese calități deosebite de conducător și succese atletice, devenise un adevărat bărbat. Pe fața lui se vedea forța, iar bărbia pătrată vedea o mândrie încăpățânată, aproape beligerantă, lucru inert, pe cât se pare bărbaților din familia Tiller. Ei erau cunoscuți pentru temperamentul lor iute și pentru dorința de a-și apăra punctul de vedere. Acum, maxilarul inferior al lui Chase avea o vânătaie de un roșu închis. Marcy se cutremură, gândindu-se cât de aproape fusese să îi se sfărâmețe asta. Stând în picioare, Chase Taylor îi depășea pe majoritatea bărbaților cu câțiva centimetri, chiar și pe cei considerați înalți după standarde normale. Avea umerii lați. Marcy se minuna acum de lărgimea lor. Erau goi, la fel ca și pieptul lui. Partea de sus fusese lăsată nerasă, iar ea rămăsese uimită de abundența de păr negru, ușor ondulat, care îi acoperea. Leucoplastulat, care strângea coastele fisurate, se oprea exact sub sfârcuri. Marcy se surprinsese uitându-se fix la ele, vrăjită că le vedea destinse. Gândindu-se că poate era frig, ea întinse mâna și îi trase învelitoarea până sub bărbie. Aoleu, a murit? Țipătul o sperie pe Marcy atât de rău că scăpă învelitoarea și se răsuci brusc. O femeie tânără stătea chiar pe pragul ușii. Își ținea mâna îngreunată de bijuteriile false și cu un unghi artificial, neobișnuit de lungi,
peste sânii care se luptau să se elibereze dintr-o bluză strâmtă cu decolteu mare. Pe umeri avea o haină ieftină din imitație de blană. Haina era mai lungă decât fusta, care venea doar până la mijlocul pulpei. Chase gemu în somn și își mișcă picioarele sub umvelitoare. Liniște, șopti Marcy. Ai să-l trezești. Cine ești? Ce dorești? N-a murit? Întrebă fata. Într-un mod pe care Marcy îl considera incredibil de prostesc, femeia clipi de câte vor din ochii ei mari, rotunzi. Asta nu era o treabă ușoară, având în vedere că genele erau încărcate cu un rimel la fel de negru și gros ca și bitumul de pe străzi. Nu, nu e mort, dar e rău lovit. Ea o analiză pe fată, din vârful părului argintiu tapat până în vârful ghetelor argintii împodobite cu pietre. Ești o prietenă a lui Chase? Într-un fel, își scoase blana sintetică. Trebuia să ne întâlnim la barul unde se duc toți după rodeo. M-am supărat că nu venea, dar apoi Pet, știi, clovnul, a zis că Chase a fost călcat în picioare de un taur. Așa că m-am gândit că ar trebui să vin să-i văd ce-i cu el. Dacă e în regulă, înțelegi? Înțeleg. Au spus ce are? Are câteva coaste rupte, dar o să se facă bine. A, asta e bine. Privirea e trecut de la silueta culcată pe pat la Marcy. Tu cine ești? Eu sunt nevasta lui. Marcy nu era sigură ce o împinsese să spună o asemenea minciună îndrăzneață. Probabil pentru că trebuia să o sperie pe femeie făcând-o să plece repede. Ea era sigură că în zilele lui mai sănătoase și treze, Chase n-ar fi avut nimic de a face cu o târâtură ca aceasta. Situația lui matrimonială nu îi frângea inima fetei, cu siguranță. O provoca doar. Ea își pus un pumn în șold. Fiul ăsta de cățea, știi ce? Nu mi-a zis niciodată că e însurat, e în regulă? Voiam să mă distrez, asta e tot, nimic serios. Cu toate că am mai urit, e bărbat bine, știi doar. Când l-am întâlnit prima oară, am crezut că e un drogat. Vreau să zic că nu vorbea și nu făcea nimic. Pe urmă m-am gândit, ei, ce naiba, nu e un butoi de veselie, dar măcar e frumos. Zic, zău lui Dumnezeu, ne-am culcat doar de 3 ori și întotdeauna sex obișnuit. Nimic special, știi? Vreau să zic, nu tu poziții sau mai știu eu ce altceva. Fie vorba între noi, adăugă ea, scăzând vocea, n-a fost prea grozav. A fost bea de fiecare dată. După cum bine știi, are un echipament impresionant, dar... Marcy avea gura uscată. Își adună rezervele de calm pe care nu știa că le avea. Cred că ar fi mai bine să plece acum. Chase are nevoie de odihnă. Sigur, înțeleg, spuse ea amabil, punându-și din nou blana. Te rog, spune-le prietenilor lui că o să se facă bine, deși s-ar putea ca activitatea lui la rodeo să se fi sfârșit, cel puțin pentru un timp. Asta mi-amintește, spuse fata, că Pete a zis să-i comunic că pleacă mâine cu rulota la Calgary. De acolo este el, știi? Mi se pare că e pe undeva în Canada, dar întotdeauna am crezut că numele ăsta are vreo legătură cu Biblia. Ea ridică din umeri aproape, scoțându-și sânii din decolteu bogat al bluzei. Oricum, Pet vrea să știe ce să facă cu lucrurile lui Chase. Marcy dădu din cap, încercând să înțeleagă sporovăiala fără sens a femei. Presupun că ați putea să îi le spediați acasă. Bine, care e adresa? Am să o dau lui Pet. Nu sunt... Marcy se opri înainte de a se prinde în cursa propriei sale minciuni. Dacă mă gândesc mai bine, te rog să-i spui lui Pet să lase totul la oficialitățile de la Coloseu. Am să iau eu mâine lucrurile lui Chase. Bine, am să-i zic. Atunci, la bună vedere. Uită cheile lui Chase. Camioneta lui e parcată la Coloseu. Îi aruncă cheile lui Marcy. Mulțumesc. Marcy se aruncă să le prindă, înainte ca lanțul cu chei să ajungă în poala vulnerabilă a lui Chase. Îmi pare cu adevărat rău, știi? Știi că m-am culcat cu soțul tău. Nu mi-a zis niciodată că e însurat. Bărbații, toți sunt niște bastari, știi asta? Lui Marcy nu-i venea să creadă că femeia existase în realitate și rămăsese uitându-se la ușă câteva momente după ce aceasta s-a închis în urma ei. Oare Chase ajunsese să se întâlnească cu asemenea femei ca să-și înlăture singurătatea și disperarea provocată de moartea Taniei?
Se pedepsea el oare pentru moartea ei coborându-se cât mai jos? Marcy se duse la dulapungul și puse lanțul de chei pe raft, lângă mănușile de antilopă pe care le purtase când fusese aruncat de pe taur. Și pălăria lui mototorită era tot acolo. Observă o pereche de ghete vechi de cowboy pe podeaua dulapului. Hainele lui fusese atârnate pe puținele umerașe existente. Cămașa albastră era murdară de pământ. Numărul lui de concurs mai era prins pe ea. Jeansii decolorați erau plini de praf. La fel era și fularul pe care l-avusese legat la gât. Ea atinse apărătorile de piele și-și aminti cum fâlfâiau pe lângă picioarele lui în timp ce el era aruncat în sus și în jos pe spinarea groasă a taurului. Amintirea aceasta o făcuse cu tremure. Închise ușa dulapului, având în fața ochilor imaginea lui Chase zăcând fără cunoștință în țărână. Întorcându-se la pat, văzu mâna lui mișcându-se, neliniștită, peste bandajul strâns în jurul toracelui. Temându-se să nu-și facă vreun rău, ea-i prinse mâna și o trase în jos, într-o parte, așezându-i lângă șold și ținându-i acolo. El deschise încet ochii, vizibil dezorientat, clipi de câteva ori încercând să se limpezească și să-și amintească unde se afla. Apoi păru să o recunoască. Pentru a-l liniști, ea strânse tare degetele în jurul degetelor lui. El încercă să vorbească, dar un singur cuvânt ieși. Nefiind nimic altceva decât un crâi slab. Totuși, ea recunoscu în această poreclă ce i-o dădea el pe vremuri. Înainte de a intra din nou în uitare, el spuse: Găsculiță! Vă mulțumesc pentru ascultarea acestui capitol și dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați la canalul meu, să-mi lăsați o apreciere, să-mi lăsați un mesaj și să apăsați clopoțelul pentru o nouă notificare. Pe curând, la un nou capitol!